CSU Suceava nu a mai făcut deplasarea la Sfântul Gheorghe pentru meciul pe care ar fi trebuit să-l dispute miercuri dimineață împotriva Dunării Călăraș în deschiderea etapei a 13-a Ligii Naționale de Handbal Masculin. În cursul zilei de marți, gruparea călărășeană a comunicat Federației Române de Handbal că nu se poate prezenta la meci din cauza faptului că mai mulți jucători din lot se află în izolare după ce au fost infectați cu COVID-19. Pe lângă problemele de ordin medical, Dunărea Călăraș suferă și pe plan financiar, fiind în pragul falimentului. Conform regulamentului, CSU Suceava va câștiga meciul la Masa Verde cu scorul de 10-0 și va trece peste Dunărea Călăraș în clasamentul Ligii Naționale. Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei va disputa ultimile meciuri din acest an, la mijlocul săptămânii viitoare, când va întâlni Minaur Baia Mare și Poli Timișoara.